Salutare prieteni și bine v-am găsit la un nou episod de pe canal. În episodul de azi vom face un review microfonului Superlux E205U. Aici avem cutia pe care am desfăcut-o. În cutia avem setul. Uitați ce frumos e microfonul aici deasupra. Asta e cutia cu toate accesoriile. Aici avem un pop filter. Iar în cutie mai avem trepiedul și niște sticăre. Trepiedul este destul de solid, este din metal, iar la capăt piciorușele au un cauciuc pentru a ajuta la o aderență mai bună. Dacă nu aveți un braț pentru microfon, îl puteți folosi fără nicio problemă. Iar aici e cutia cu microfonul și toate accesoriile. Aici avem cablu. E un cablu destul de gros. Un cablu cu o lungime de 3 metri. Tot în cutie mai avem și microfonul. Aici e. Aceasta e husa în care vine microfonul. Materialul e foarte plăcut la atingere. Duce spre ceva premium, cred. E destul de greu, dar greutatea e normală. Vorbim totuși de un microfon profesional. Aici avem manualul de instrucțiuni, nu ne interesează, oricum nu găsim limba română. Și asta e tot ce găsim în cutie. Desfacem puțin husa, nu e ușor deloc o singură mână. Ia, hai că am reușit. Iar aici avem frumusețea asta de microfon. După cum a zis, e destul de greu. Microfonul are un buton de control al volumului pe care îl puteți folosi ca să controlați volumul din căști, pentru că la microfon o să puteți monta o pereche de căști. Aveți în spate o mufă jack. Este un microfon cu condensator super cardioid, un microfon profesional de buget, care captează totul în lungime de bandă de la 30 de Hz la 18 kHz în calitate de 16 bits, 48 de kHz. Eu folosesc microfonul ăsta și sunt mulțumit de el. E un microfon de buget pe care îl puteți folosi fără nicio problemă, mai ales pentru YouTube, e un microfon foarte util. Cam asta a fost tot, ne vedem la episodul următor.